Vladimir Putin a dat vestea cea mare. Vrea să pună capăt războiului, ne dorim să se încheie. Președintele Vladimir Putin a avut o întrevedere cu prim-ministrul Indiei, în cadrul căreia liderul rus a făcut o declarație la care puțin se așteptau cu privire la războiul din Ucraina. Ce a spus președintele Federației Ruse? Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că și țara sa dorește să pună capăt cât mai curând posibil războiului împotriva Ucrainei. Comentariile sale au fost făcute în cadrul unei discuții bilaterale cu premierul Narendra Modi, în marja sumitului OCS din Uzbekistan. Cunosc poziția dumneavoastră cu privire la conflictul din Ucraina și, de asemenea, preocupările dumneavoastră. Ne dorim ca toate acestea să se încheie cât mai curând posibil. Vă vom ține la curent cu ceea ce se întâmplă acolo, i-a spus Vladimir Putin premierului Modi. Premierul Modi a mai spus că a vorbit la telefon de mai multe ori despre relațiile bilaterale dintre India și Rusia, precum și despre diverse chestiuni. Ar trebui să găsim modalități de a aborda problemele legate de securitatea alimentară, a combustibililor și a îngrășămintelor. Vreau să mulțumesc Rusiei și Ucrainei pentru că ne-au ajutat să ne evacuăm studenții din Ucraina, a adăugat el.